Alese, mulțumim pentru invitație și felicitări pentru continuarea acestui important și necesar demers. Mărturisesc că întotdeauna mi-a plăcut ideea organizării unui simpozion, aceluia care rămâne în matca prezentărilor și a discuțiilor autentice, pozitive, profesioniste, cu privire la teme de interes și de actualitate pentru noi toți. De altfel, cred că simpozionul nu este altceva decât un forum al schimburilor de informații care oferă posibile soluții în urma unor reflexii, dezbateri autentice, relevante, constructive. Cred că doar atunci putem vorbi de un real prilej de formare și de informare, de intercunoaștere, absolut necesar omului modern, interesat de progresul său personal, spiritual, socioprofesional. Tema propusă pentru anul acesta, la cea de-a 24-a ediție a simpozionului, consider că este în mod cert de actualitate. Perioada pe care o traversăm, provocată de virusul acesta, care este pe buzele și în gândurile multora dintre noi, a adus, desigur, multe schimbări în viețile noastre. Însă mă gândesc că poate zilele pe care le trăim ar trebui privite și din altă perspectivă. Dincolo de starea de panică, de impactul pe care informațiile, zvonurile de peste tot le au asupra noastră. Firesc, până la un punct, majoritatea a meditat, poate în liniște, chiar și pentru câteva momente, la ceea ce se întâmplă. Parcă prea haotic era totul, iar expresii precum nu am timp, am lucruri urgente de făcut, prea multă răutate în jurul nostru erau pe buzele tuturor. Parcă așteptam să se întâmple ceva, de undeva să se spună stop mersului haotic al acestei lumi și felului în care cumva noi înșine ne raportam la viața noastră. Și mi-am amintit de un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Cartea a doua a Cronicilor, de la capitolul 7, versetul 13, care zice așa: De voi încuia cerul și nu va fi ploaie, de voi porunci lăcustei să mănânce țara, sau voi trimite vreo boală molipsitoare asupra poporului meu. Acum, trebuie să știm că au mai fost epidemii de-a lungul vremii, epidemia de ciumă bubonică, moartea neagră, cum se spunea, sau epidemii de holeră. În secolul al VI-lea, în secolul al XIV-lea, în secolul al XVII-lea, în secolul al XIX-lea, inclusiv pe teritoriul țării noastre și o să menționăm imediat câteva aspecte vis-a-vis de prezența ciumei în țara noastră și chiar la Iași. Numărul celor care au decedat e estimat la, de-a lungul timpului, 10 de milioane, sute de milioane de oameni. Spre exemplu, în secolul al VI-lea, dacă vorbim de ciuma din epidemia de ciumă din secolul al VI-lea, din timpul împăratului Justinian, o epidemie care a izbucnit în anii 540 și 541, cumva a durat până prin secolul al VIII-lea, vreo 50 de ani cumulate, erau perioade de creștere, de descreștere a acestei epidemii, dar cumulat putem vorbi de o perioadă de aproape jumătate de secol. Se manifesta foarte rapid, decesul survenea la câteva zile de la apariția bolii din pricina septicemiei și a intoxicării sângelui. Dacă ar fi să facem o referire la ciuma bubonică din timpul împăratului Justinian, ea a apărut mai întâi în Egiptul inferior, iar foarte repede, într-o lună, negustorii și erudiții, itineranții, cei care țineau discursuri, prelegeri în diferite locuri, au adus ciuma în Alexandria și Palestina. Ei bine, se spune că
ajunsese ciuma aceasta, Iustinian fiind plecat într-o campanie militară, ajunsese ciuma să ucidă mai mulți generali și soldați decât mureau în luptă. Se întoarce în Bizanț și acolo descoperă o rată a mortalității foarte, foarte mare. În oraș ajunsese la mii de victime. Se renunțase, se spune, spun izvoarele, că se renunțase de mult la morminte individuale, se ajunsese la gropi comune, erau folosite și turnurile de la forturi pentru cei care mureau din cauza ciumei, pentru a putea fi, să spunem, mormântați și depozitați cumva acolo, încât mai degrabă decât în mormântare. Se ajunsese să fie practicate fel de fel de ritualuri, fel de fel de obiceiuri. Era o reacție, dacă vreți, la stare de șoc. Oamenii nu mai știau ce să facă, încercau tot felul de practici. Spre exemplu, în Siria se obișnuia să se spargă obiecte de ceramică, crezându-se că în felul acesta se putea produce vindecarea de ciumă. Ei bine, multe orașe au dispărut de pe hartă. În perioada respectivă a fost o epidemie de ciumă foarte, foarte agresivă. Spuneam că a început în secolul al VI-lea și a revenit periodic până în secolul al VIII-lea. 50 de ani cumulat. Apoi o altă mare epidemie a fost în secolul al XIV-lea, probabil că a izbucnit în Asia, așa se spune că a izbucnit în Asia și s-a răspândit în Europa după 1347. Anul este destul de, sau mă rog, perioada în care a intrat în Europa se știe foarte clar, pentru că în 1347 ciuma a ajuns din Asia, epidemia a ajuns din Asia în porturile din Constantinopol și Trebizonda. S-a creat foarte multă panică atunci, oamenii mureau în chinuri îngrozitoare, erau simptomele bolii, transpirație, frisoane, niște umflături pline cu puroi care puteau ajunge la dimensiunea unei portocale și care treceau prin fel de fel de etape până ajungeau negre, de asta s-a numit și epidemia respectivă, s-a numit și moartea neagră. Cert este că a bântuit mult prin Europa epidemia respectivă, se considera că este o pedeapsă divină, foarte mulți credeau că deja a venit sau că era momentul sfârșitului lumii. Tot ca o reacție la starea aceasta de șoc, de panică, de groază, apăruseră multe revolte, medicii erau atacați, se considera că nu fac totul pentru vindecarea populației. Afectați puternic de ciumă, poate ar fi important să spunem că au fost și preoții care de cele mai multe ori trebuiau să îi înmormânteze pe cei uciși de infecție, să îi ajutau pe cei bolnavi. Boala era extrem de contagioasă și a fost și o reacție la boala aceasta. Oamenii erau extraordinar de temători, de agresivi cu cei veniți din altă parte, cu cei diferiți de ei. Erau agresivi cu străini, agresivi cu comercianții. Aș face o referire la un cronicar francez, am găsit o mărturie din punctul acesta de vedere, Jean Froissart se numește, trăit între 1337 și 1405, deci a prins cumva această perioadă a ciumei și spunea că teribila boală, teribila epidemie, a răpit o treime dintre locuitorii, dintre oamenii lumii pe care o cunoștea el. Și cercetătorii de astăzi, folosindu-se de datele pe care le au la dispoziție, tind să creadă că au avut dreptate. Deci a fost o epidemie foarte, foarte dură. Apoi, dacă ar fi să ne raportăm la epidemiile din țara noastră, aș aminti de epidemia de ciumă din 1783. Pe 5 septembrie în anul respectiv, agentul diplomatic al Austriei, Raicevici se numea,
raporta din București faptul că lumea se temea de molima contagioasă adusă de călătorii veniți de la Constantinopol, deci din Bizanț, venea din zona Bizanțului, venea fostului Bizanț, venea ciuma. Apoi, cine nu știe de epidemia de ciumă din timpul lui Caragea, vestita ciuma lui Caragea, a început prin 1812 cu un apogeu între 1813-1814, a mai durat apoi câțiva ani. Și o să vă relatez la un moment dat, cu îngăduința dumneavoastră, un fragment din un volum pe care îl recomand în sensul acesta. Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, studiu și documente, este semnat de Sorin Grigoruță și este publicat la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este și o mărturie a unui medic militar, Gustavo Reus, care vorbea despre impactul izbucnirii epidemiei de ciumă în Moldova, niște imagini apocaliptice, am putea spune, dați-mi voie să citez ce spune acest medic militar. Locuitorii Moldovei, mai ales cei din clasa săracă, în timp de ciumă, conduc pe ascuns rudele atinse de boală în pădurile vecine, pun alături de ei un vas cu apă și alimente și îi lasă astfel pe acești nenorociți soartei lor. Am văzut de mai multe ori, în mijlocul verii, cadavre rămase de mai multe zile neîngropate din lipsă de căruțe. Da, îngrozitoare imagine, ce să spunem. Ciuma izbucnește apoi în toamna anului 1823 la Galați, intrase în țară prin Raiaua Brăilei, cum se numea atunci. Și au fost focare în anul următor, în 1824, la Covurlui, la Putna, la Focșani, Râmnicu Sărat, Ialomița, în timp ce la Brăila există mărturia unui medic care spune că erau 20 că numărul de decese ajunsese la 20. Odată cu luna ianuarie anului 1829, epidemia începe să dispară. Este o perioadă de relaxare pentru ca în luna mai aceluiași an să izbucnească din nou. Este semnalată în această perioadă și importantă așa ca fapt istoric că este părăsită capitala țării de boierii Brâncoveanu, Bibescu, Știrbei, care se retrag pe moșiile lor din dorința de a scăpa de epidemie. Aș vrea să amintesc că spuneam un fragment din lucrarea aceasta publicată la editura universității noastre, semnată de Sorin Grigoruță. Reiau titlul, este interesantă lucrare, interesant de citit, Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea și iată ce spune autorul vis-a-vis de epidemia de ciumă care răzbucnise la Iași în 1829. Foarte interesant, dacă ar fi să abordăm comparativ lucrurile. Indiferent de locul pe unde urmau să pătrundă în oraș, călătorii nu puteau să intre în Iași decât cu adeverință că vin din locuri curate, adeverințe emise de stăpânii moșiilor, arendași, vechili, iar pentru cei de prin târguri, de la ispravnici sau de la vechilii acestora. Locuitorii surprinși fără răvași de drum urmau să fie izolați timp de 15 zile sub pază în carantină. Pe de altă parte, cei care ar fi eliberat răvașe de drum false contra unor sume de bani erau amenințați cu, vorba epocii, criminalicească judecată. Copii ale acestor hotărâri au fost trimise prin sate despre luarea lor la cunoștință și răspândirea informațiilor în rândul locuitorilor, adeverind preoții și fruntașii sătenilor.
Alte recomandări urmau a fi transmise pe cât se putea tuturor locuitorilor Iașilor, în acest sens fiind afișate pe fiecare uliță câte 3 exemplare ale instrucțiunilor de mai jos și sunt enumerate cele 6 instrucțiuni. Am să fac doar o scurtă sinteză. Spre exemplu, toate droșcile, briscile, birjele, în locul postavului trebuiau să aibă bătută piele, iar prin căruțe nu trebuia să fie niciun fel de covor, niciun fel de așternut. Apoi, după asfințitul soarelui, nu puteau exista vizite. Nu se puteau vizita persoanele, rudele, dacă stăteau la depărtare, dacă trebuia să meargă mult prin oraș. Dacă stăteau în apropiere, dacă erau cumva vecini, megeși, se puteau vizita, însă, spune textul epocii, cu mari pază, cu mari pază. Deci cu foarte multă grijă. Apoi, poliția trebuia să îi sancționeze și era vorba de o pedeapsă publică, de o pedeapsă în piața publică, pe negustorii care nu dezinfectau marfa pe care o vindeau și dezinfectantul obișnuit în vremea respectivă era oțetul. Apoi, cafenelele, crâșmele, birturile trebuiau să fie închise până la finalizarea bolii respective și, de asemenea, pedepsele erau destul de dure. Cum am zis noi astăzi, la restaurante se putea servi masa, dar pe mese nu trebuia să fie o față de masă sau un alt așternut, iar cel care servea la masă nu avea voie să se atingă de client. Ei, oricum se închideau și ele la un moment dat, ora maximă până la care puteau fi deschise era până la un ceas de noapte turcesc. Iar vorba epocii. Iar la toate dughenele, cum se spunea atunci, trebuiau să fie bătute scânduri pe la geamuri, pe la uși, pentru ca astfel să nu poată intra nimeni. Iar cei care aveau nevoie de ceva, puteau primi produsul respectiv printr-un soi de gemuleț, de un spațiu foarte mic, dar fără ca negustorul respectiv să se atingă de client. Aș mai aminti un aspect foarte important din perioada istoriei noastre. Trebuie să ne cunoaștem istoria, este foarte important să știm lucrul acesta ca să repetăm anumite lucruri, fie ca să luăm exemplu spre a ne feri de anumite situații. Istoria se repetă, știm lucrul acesta. Și e bine să o cunoaștem, pentru că în momentul în care nu ne cunoaștem istoria, o spunea și Iorga odinioară, e ca și cum, făcând o comparație, un copil care nu-și cunoaște părinții, un om care nu cunoaște istoria neamului său, e ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Aș aminti de Biserica Sfântul Haralambie din Iași, o biserică care întâmplător se află în fața spitalului de infecțioase pe strada Octav Botez și care a fost construită între 1799 și 1804. Are o arhitectură foarte interesantă, este rotund, naosul. Dacă n-ați intrat în biserica aceasta, să intrați, merită să fie văzută, biserică foarte frumoasă. Și conform pisaniei din pridvor, a fost ridicată pe pajiște la locul numit Târgul Boilor din Mahalaua Muntenimii de Mijloc, adică în vecinătatea drumului Sării, în vecinătatea Sărăriei. A fost construită în timpul domnitorului Constantin Ipsilanti de către Gheorghe Leon Darie pentru ispășirea vărsării păcatului pentru ispășirea păcatului vărsării de sânge frățesc, pentru că Gheorghe Leondarie l-a ucis pe fratele său, Haralambie Leondarie, din ordinul domnitorului. Gheorghe Leondarie era în slujba domnitorului și l-a ucis pe fratele său, Haralambie, pentru că acesta se făcuse haiduc.
De fapt, episodul acesta a fost imortalizat de Mihail Sadoveanu în romanul Hana Alcuței din 1928, scris în 1928. În cea de-a doua povestire, merită să-l citiți, să-l recitiți, cea de-a doua povestire numită Haralambie. Și acolo chiar sunt foarte multe detalii cu privire la acest aspect. Mai este un aspect legat de construirea Bisericii Sfântul Haralambie. Au fost consumate epidemii de ciumă și la Iași, au decimat orașul în anumite momente și Sfântul Haralambie știm foarte bine că este considerat ocrotitor de ciumă. El este și înfățișat în iconografia noastră, e înfățișat ținând ciuma, reprezentată ca un balaur, așa, legată cu un lanț. Sfântul Haralambie, bătrânul mucenic al lui Hristos, este cel mai în vârstă mucenic, martir, bisericii noastre, a trecut la cele veșnice la 120 de ani. Ei bine, revenind, iată că epidemia aceasta modernă, virusul acesta modern, ne-a făcut ca de nevoie să luăm piciorul de pe accelerație și cu siguranță ne-am găsit timp în această perioadă pentru mai multe aspecte care poate nu s-au aflat printre prioritățile noastre. Ne-am găsit timp să dăm un telefon celor dragi, ne-am găsit timp să ne cercetăm prietenii, să ne cercetăm părinții, rudele mai des, ne-am găsit timp mai mult să stăm de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Ne-am găsit timp de noi înșine, de ce nu? Că uneori nu mai avem timp nici de noi înșine și poate că ne-am găsit, ne găsim sau ne vom găsi timp pentru lucrurile cu adevărat importante în viață. Și poate că reflexiile astea ar trebui să continue și să fie urmate de decizia unui început bun. Unui început cu sens al vieții noastre. Că avem așa un deosebit talent de a pierde timpul, fără să ne dăm seama că este o valoare fantastică dăruită nouă, un dar pentru noi, de care nu suntem foarte conștienți și fără să fim conștienți, și fără să ne dăm seama de faptul că are o trăsătură timpul acesta, că nici lui nu-i place trăsătura aceasta, este irreversibil. Nu se mai întoarce niciodată. De aceea este foarte bine să nu pierdem timpul, să ne gândim la începutul acesta bun și cu sens al vieții noastre și spunea prefericitul părinte Daniel la un moment dat că viața omului are sens dacă e înțeleasă ca timp de pregătire a acestuia pentru intrare în eternitate în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne mai facem timp. Sigur, și pentru noi, dar să ne facem timp în mod deosebit pentru Dumnezeu și să ne facem timp pentru aproapele nostru. Ați văzut în trecut ca și acum, pandemiile acestea produc panică, produc teamă de îmbolnăvire, produc teamă de moarte, apare și depresia, apar un fel de șocuri traumatice. Cred că perioadele acestea ar trebui să ne facă să reflectăm mai intens la darul sănătății. Sănătatea trebuie păstrată din tinerețe și nu căutată după ce ai pierdut-o, spun cei vechi. Când ne dăm seama de darul acesta deosebit pe care îl avem noi, de darul sănătății și în același timp de darul vieții omului pe pământ. Darurile acestea trebuie conștientizate, trebuie păstrate, cultivate cu responsabilitate. Și poate că în momentele acestea de cumpănă ar trebui să învățăm câteva lucruri. În primul rând, să ne uităm la necazul aproapele nostru. Să fim milostivi. Iată, traversăm acum perioada postului Crăciunului și e bine să fim poate mai atenți la nevoile celor de lângă noi și să oferim ceva din cele dăruite nouă de Dumnezeu. Să iertăm mai mult. Zicem de fiecare dată rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Da, ca să ne ierte Dumnezeu greșelile noastre, ca să putem spune, Doamne, iartă-mă, trebuie să iertăm și noi. În momentul în care iertăm, dar iertare de asta adevărată, nu pe jumătate, cum mai zicem noi câteodată, te iert că e creștinește și trebuie să mă duc să mă spovedesc, dar nu poți să uiți ce mi-ai făcut. Ei, asta nu este o iertare care să restabilească relațiile cu aproapele tău și care la urma urmei nu este o iertare care la urma urmei să-ți aducă și ție o pace, o necesară liniște interioară. Apoi, pandemia aceasta cred că ne cheamă să dezvoltăm speranța și dorința de comuniune mai multă. Am reflectat în perioada aceasta și cred că ne-am dat seama de efectele lipsei de comuniune, de darurile pe care le aveam înainte, de posibilitățile pe care le aveam înainte și pe care poate nu le apreciam în destul. Mă gândesc poate și la mersul la biserică. Ne-am dat seama de cât de mult ne doream și ce bine ne era când mergeam la biserică atunci când bisericile s-au închis. Da, trebuie să apreciem anumite lucruri pe care le considerăm firești, normale. Îți dai seama de importanța lor pentru viața ta, pentru tine, pentru viața ta, abia atunci când nu mai există. Și haideți să renunțăm, nu numai în perioada aceasta, să tot din sfera bunului început în viața noastră, să renunțăm la ură, să renunțăm la răutate, să nu renunțăm la frustrare, să nu renunțăm la minciună, să renunțăm la a-i critica pe ceilalți permanent, noi deținătorii adevărului absolut. Cred că ar trebui să întâi să învățăm și dacă nu reușim să ne depărtăm de oamenii aceștia mincinoși, lingușitori, frustrați, ci care îi critică pe ceilalți, să fiți ferm convinși că în momentul în care cineva îl critică pe altul de față cu tine, o va face raportându-te la tine, o va face și cu tine în momentul în care va sta de vorbă cu altă persoană, te va critica cu siguranță și pe tine, indiferent cât de prieten zice el că ți este. Apoi cred că în perioada aceasta ne-am aplecat sau ar trebui să ne aplecăm mai mult spre rugăciune, spre dialogul acesta frumos cu Dumnezeu și iar mă duc la cuvintele prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Este rugăciunea un izvor spiritual de pace, de liniște și de speranță. Vedeți, când ne dorim ceva cu adevărat, cred că trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Să-L rugăm să ne ajute, fie cu Dumnezeu, fie cu Sfinții care mijlocesc rugăciunile noastre către Dumnezeu. Și să fim convinși de faptul că dacă Dumnezeu va considera că cererea respectivă este bună pentru noi, ne va împlini, eventual atunci când nu ne așteptăm. Mai mult aș spune că întregul univers va contribui din poruncă divină la împlinirea dorinței noastre și nimic, practic, neputându-se împotrivi. Dacă nu s-a întâmplat dorința noastră sau nu ni s-a împlinit rugăciunea, să nu fim triști, să nu considerăm că poate Dumnezeu nu ne-a auzit, nu ne-a ascultat rugăciunea. Poate că Dumnezeu ne-a ajutat tocmai prin aceea că nu ne-a dat ceea ce nu ne era de folos. Știe Dumnezeu mai bine ce ne este de folos și ce nu. Cel ce nu rămâne dator nimănui intervine și oferă fiecăruia, mai devreme sau mai târziu, dar să știți că niciodată prea târziu, după inima sa și, în mod cert, după trebuințele sale. Dumnezeu știe exact de ce anume avem nevoie, când avem nevoie, de cine anume avem nevoie, dacă este să ne raportăm la oamenii din viața noastră sau din jurul nostru. Și mai presus de toate, cred că Dumnezeu, nu cred, sunt sigur, că Dumnezeu știe exact când să intervină, cum să intervină, prin cine să intervină. Toate se petrec la momentul oportun. Și Dumnezeu, sigur, lucrează prin oameni. În această perioadă să știți că i-am auzit pe mulți spunând că și-au făcut un mic paraclis. N-am putut merge la biserică, dar ne-am făcut un mic paraclis în casele noastre și poate e bine să facem lucrul acesta. Să avem un colțișor acolo în care să avem icoanele noastre, candela noastră, cărțile de rugăciune, un loc frumos, un loc curat, pentru că
În momentul în care te rogi, e evident, stai de vorbă cu Dumnezeu, nu e un dialog oarecare. Și ar trebui să mai facem ceva. Știți că există trei tipuri de rugăciuni: rugăciuni de slavă, rugăciuni de cerere, astea ne pricepem cel mai bine, și rugăciunile de mulțumire. Să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le avem. Să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră. Să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că îi ține sănătoși pe cei dragi. Să ne rugăm pentru cei care au grijă de noi, că tare ne lipsește în lumea aceasta virtutea recunoștinței. Să ne rugăm de asemenea pentru cei care au pierdut lupta cu viața și au plecat spre sfere mai înalte. E importantă, este foarte importantă rugăciunea de mulțumire. Cred că ar trebui să mai învățăm ceva în această perioadă. Când a fost și starea aceasta de izolare, a trebuit să stăm poate mai mult, unii în compania altora, să învățăm să fim toleranți. În societatea modernă întâlnim poate prea des opusul unei valori care ar trebui să guverneze relațiile dintre oameni, și anume toleranța. Când te raportezi la toleranță, o asociezi imediat cu ideea de bine, de armonie, de respect pentru celălalt, pentru valorile sale. E clar că nu suntem deținătorii adevărului absolut și nu putem avea pretenția viețuirii într-un glob de sticlă, făcând abstracție de ceilalți sau în absența lor. Pentru că omul este o ființă socială. Trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții. S-a mai discutat în ultima perioadă, și cu aceasta mă apropii de final, de măsurile de distanțare socială. Unii au fost de acord cu ele, alții nu au fost de acord cu ele. Purtatul măștii, întâi în spațiile închise, apoi și în spațiile deschise. Așa, ca o scurtă paranteză, mă gândesc că e destul de costisitor pentru cei cu mai multe fețe și extrem de sufocant pentru cei care deja poartă una sau mai multe măști. În fine, cred că starea aceasta de pandemie trebuie înțeleasă sau poate fi înțeleasă și ca un test al oamenilor, mai ales al iubirii față de Dumnezeu, al nădejdii și al iubirii față de semeni. Adică trebuie să ne protejăm noi ca să apreciem și să cultivăm așa cum trebuie darul acesta al vieții pe care ne l-a dat Dumnezeu, dar trebuie să avem grijă și de cei de lângă noi. Nu trebuie să fim egoiști. Haideți să încercăm, indiferent de punctul nostru de vedere, să-i protejăm pe cei de lângă noi, să-i protejăm pe părinții noștri, să-i protejăm pe bunicii noștri, ne protejăm pe noi, îi protejăm și pe ei care poate sunt mai vulnerabili. Și să știți că vine și răsplata. Am să dau citire tot unui verset din Sfânta Scriptură, Cartea a doua a Cronicilor, versetul 14 de acum, în capitolul 7. Și se va smeri poporul meu, care se numește cu numele meu, și se vor ruga și vor căuta fața mea, și se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor și le voi tămădui țara. Da, frumos verset, frumoasă răsplată, dar parcă nu iese din minte replica aceasta, dar sigur, asta poate va face subiectul unei alte discuții. Replica aceasta repetată obsedant de către unii, nu cu multă vreme în urmă: vrem spitale, nu catedrale. Mă gândesc, oare pentru asta și lor fi dorit? Iată că acum le avem. Mulțumesc încă o dată părintelui Stoleru pentru invitație. Îmi doresc ca această tradiție să continue și să crească. În mod evident, este și o obligație de acum morală, la 24 ediții a unui simpozion, e mult, trebuie să meargă mai departe, obligatoriu. Este un reper spiritual, cultural, în iașul Marelor Zidiri. Apreciez ceea ce se întâmplă acolo la Biserica Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași. Felicitări pentru sufletul acestui simpozion, pentru
părintele Mircea Stolariu, fără de care acest continuu de mers nu s-ar fi putut realiza. Felicitări pentru faptul că s-a adaptat rapid noilor provocări. Recunosc ca unul care nu era un foarte bun prieten al tehnologiei, acum de nevoie, iată un aspect pozitiv al pandemiei, a trebuit să ne punem la punct și cu chestiunile acestea legate de noile tehnologii. L-am apreciat și din acest punct de vedere pe părintele Mircea, era totdeauna un pas înainte. Un slujitor al oamenilor, un slujitor deosebit al oamenilor, al școlii, al bisericii, pe care mă gândeam acum, de asta am spus al bisericilor, că îl cunosc pe părintele Mircea Stolariu de când era și era foarte legat și de comunitatea de acolo, de când era la Biserica Mitocul Maicilor în centru. Da, cred că Dumnezeu și-a dorit să-l aibă aproape la cumpăna dintre milenii, tocmai pentru a face trecerea mai frumoasă. Alese mulțumiri și aștept să ne revedem, poate față către față, într-o dorită normalitate necesară și dorită normalitate la următoarea ediție a simpozionului. Vă mulțumesc!